Vi se par îndreptățite criticile Ministerului de Externe rus? Ce anume? Criticile. Prin cine? Da? Da. Interesant. Bun, o să vă spun un punct de vedere. Se pare că unii devin sensibili dacă discuți despre istorie. Eu nu sunt istoric, dar cred că răspunsul meu a fost în deplin acord cu poziția României, care prin Parlamentul României a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov. Mai mult decât atât, Duma de stat a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov, deci nu văd unde e supărare, iar Uniunea Sovietică nu există. Nu mai există. Noi avem o relație acum cu Federația Rusă, iar când discutăm despre Uniunea Sovietică, discutăm despre ceva ce a fost. Iar despre istoria noastră nu avem cum să nu discutăm. Aș mai spune un lucru. Am înțeles chiar înainte să intru în ședință, în întâlnirea cu doamna președintă, că sunt deja mari analiști militari și politici care s-au isterizat deja cum atacăm noi Federația Rusă. Nu, era vorba de o realitate din istoria acestei țări și a relației României cu Uniunea Sovietică. Nimic nou sub soare, mai ales că poziția a fost în deplin acord cu condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Dacă cineva are dureri pe la vreo antenă 3 cu analiști mereu furioși că a dispărut Uniunea Sovietică, va avea dureri, dar eu n-am. Dar de ce credeți că vin aceste reacții și mai ales prin purtător de cuvânt, adică nici măcar... Dacă vouă mi s-a părut o reacție, se apără...